Bună ziua! Stimată doamnă ministru Sănătății Republicii Moldova, doamna Ala Nimirenko, stimate domnule Adrian Bielei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, stimată doamnă Nigina Bazada, reprezentantă rezidentă UNFPA în Republica Moldova, stimată doamnă Pipa Bowen, reprezentantă ambasadei Regatului Unit al Marii Britaniei, consilier internațional, onorată asistență, stimați colegi, stimați reprezentanți al mass media. Este o plăcere să vă salut astăzi în cadrul Institutul Mamei și Copilului la acest eveniment important pentru sănătatea femeilor din Republica Moldova. Lansarea rețelei naționale de colposcopie ce va conecta în timp real 10 unități regionale și municipale cu Institutul Mamei și Copilului și Institutul Oncologic. Această rețea va furniza rezultate de screening precise și de înaltă calitate, îmbunătățind semnificativ standardul de îngrijire pentru femeile care au nevoie. Centrul de referință în colposcopie a Institutului Mamei și Copilului va oferi sprijin metodologic, rețele de cabinete de colposcopie de cadrul spitalelor regionale. Sunt mândru că facem parte din acest efort colectiv și sunt recunoscător pentru sprijinul oferit în cadrul acestei proiecte de UNFPA în Moldova, Ministerul Sănătății și Regatul Unit al Marii Britaniei. Vreau să vă asigur că vom continua să lucrăm împreună pentru a asigura că fiecare femeie din Republica Moldova are acces la cele mai bune servicii medicale posibile. Mulțumesc tuturor pentru angajamentul dumneavoastră continuu în acest sens. Mulți stimați colegi, permiteți să ofer cuvântul pentru cuvânt de salut și pentru lansarea acestei rețele de colposcopie Ministrului Sănătății Republicii Moldova, doamnei Ala Nimirenko. Mulțumesc, da. Dacă se poate, fără aplauze. În primul rând, eu vreau să vă felicit că am ajuns la această zi și aceasta înseamnă un început și mă bucur că avem foarte multe începuturi. Eu, sincer să vă spun, trebuie să rămân să lucrez în fiecare zi după masă, fiindcă în toată ziua avem evenimente, lansări, echipamente și aceasta e un lucru extraordinar de bun, fiindcă înseamnă că sistemul nostru își pornește motorașul, deoarece dumneavoastră aveți nevoie în activitatea de fiecare zi, de echipamente performante și de multe alte lucruri indispensabile activității dumneavoastră. O să încep cu niște date foarte triste. În Republica Moldova, dumneavoastră cunoașteți, una sau două femei zilnic sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar una din ele decedează odată la 3 zile. Pentru țara noastră mică, cu un număr mic de oameni, este o cifră foarte tragică. Deci, odată la 3 zile, o familie se confruntă cu o tragedie. Majoritatea acestor femei sunt femei tinere, în vârstă fertilă și multe din ele lasă acasă copii mici care au să crească fără o mamă. Noi, ca sistem de sănătate, trebuie să ne unificăm forțele și să facem tot ce este în puterile noastre și mult mai mult pentru ca să combatem aceste cifre tragice. Cunoaștem cu toți medicii că orice stare precanceroasă poate fi prevenită dacă este, deci orice stare de cancer, deci poate fi prevenit dacă este diagnosticat la timp starea precanceroasă și ea este supusă tratamentului. Circa, deci aproape 100% cu mici excepții este tratabilă oricare altă situație neplăcută cu care se confruntă o femeie. Pentru aceasta avem nevoie doar ca ea să vină la medic, să treacă screeningurile și să facă ulterior o colposcopie pentru a fi diagnosticată la timp. Orice pas greșit în comportamentul femeilor
și aici mă refer la evitarea de a vizita un medic și lipsa echipamentelor pentru ca noi să fim puternici în diagnosticarea acestor maladii, înseamnă un sfârșit tragic. Noi am dezvoltat pe parcursul ultimilor ani și Ministerul Sănătății a avut un suport extraordinar de mare din partea Fondului pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite și mulțumesc foarte mult rezidentului în țară, doamnei Neghina, pentru că nu este doar prima acțiune, este un șir de acțiuni logice care au avut loc pe parcursul multor ani. Este vorba de screening-uri, de programul național, de centru de referință care a fost creat aici în Institutul Mamei și Copilului, de foarte multe instruiri pentru medici, pentru medicii de familie, pentru medicii ginecologi, pentru secțiile consultative, pentru spitale. Și am ajuns la ultima etapă, atunci când ne echipăm deja cu aceste colposcoape și nu doar cu colposcoape, dar în general are loc echiparea acestor cabinete cu tot ce este necesar, începând cu cel mai simplu mobilier ca personalul medical și femeia care este în birou pentru o consultație să se simtă confortabil, fotolii ginecologice, deci unități electrochirurgicale, diferite echipamente adiționale, așa ca sterilizatorul, instrumente medicale și multe altele. Ca și în AVC, și probabil că cunoașteți că zilele trecute am vorbit foarte mult despre aceasta, noi ne propunem să construim aceste centre subregionale în care vor veni majoritatea femeilor și din jurul, din cadrul altor raioane și aș vrea să nominalizez ca să fie cunoscut inclusiv prin intermediul mass media pentru femei unde sunt concentrate aceste centre, în care spitale. Deci, instituțiile care vor beneficia de colposcoape, deci sunt, în primul rând, în centrul de referință, deci un centru care va fi, de fapt, creierul acestei rețele naționale, asta înseamnă Institutul Mamei și Copilului, după aceasta vor urma spitalul din Bălți, care este un spital mare, și Ceadârlunga, Soroca, Comrat, Cahul, Căușeni, Ungheni, Orhei, Spitalul Clinic Municipal numărul 1 Gheorghe Palade, Drochea și, desigur, Institutul de Oncologie, care este un alt pol, este în capătul celălalt, o altă emisferă a creierului. Eu mă bucur foarte mult pentru că astăzi o să avem aceste 12 clinici de colposcopie modernizate și este foarte important ca să le unim printr-un sistem informațional, printr-un soft, într-o rețea care să vă ofere dumneavoastră, în special celor din raioane, capacitatea intelectuală de a face față oricărui caz complicat, pentru ca să aveți totdeauna în spate medicii din aceste centre din Chișinău care să vă ajute. Și astăzi eu mă bucur împreună cu dumneavoastră pentru acest efort comun pe care l-am făcut împreună pe parcursul ultimului timp ca să avem lansarea acestui eveniment și să avem lansarea acestor centre. Împreună cu alte elemente, screening-ul de col uterin, testul Papa Nicolau, vaccinarea, examenele profilactice, discuțiile cu mama, profilaxia, prevenirea, deci colposcopia vine să completeze acest design complet pentru ca să spunem că, într-adevăr, avem un serviciu pentru femei, pentru prevenirea cancerului de col uterin, dezvoltat așa ca în țările civilizate. Doresc pe această cale încă o dată să-i mulțumesc Neghinei și, de asemenea, să mulțumesc ambasadei Marii Britanii, deoarece aici avem și contribuția cetățenilor Marii Britanii, care s-au împărtășit cu noi în contextul crizei refugiaților, pentru că noi am primit cu drag toate aceste femei, copii, în sistemul nostru de sănătate, gratuit, în casele noastre. Astfel avem acest suport financiar și susținere din partea tuturor partenerilor internaționali. Eu vă mulțumesc și vă doresc multe succese și satisfacție la locul dumneavoastră de lucru. Probabil ați așteptat foarte mulți ani ca să lucrați cu așa echipamente performante. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna ministru!
după părerea mea, după lansarea acestui rețele de colposcopie în Republica Moldova, proces de structurare a screeningului a cancerului colouterin este finalizat și deja așteptăm rezultatele și rezultatul principal peste câteva ani. Sperăm că morbiditatea și mortalitatea din cauza cancerului colouterin în Republica Moldova o să scade. Felicitări, doamnă ministru! Mulți stimați colegi, permiteți să ofer cuvântul domnului deputat, membru Comisiei Parlamentare de Sănătate, domnul Adrian Bielă. Stimată domnule ministru, stimată doamnă Nighina Abajzade, stimați reprezentanți ai corpului diplomatic, dragi colegi, în această toamnă foarte frecvent particip la diferite misiuni de lansare a unor evenimente frumoase în care vedem zi de zi implementarea unor noi tehnologii, noi procese, noi metode de tratament care vin să crească calitatea asistenței medicale din Republica Moldova. Observăm totodată că toate acestea se fac cu suportul partenerilor noștri externi. Vorbim aici de Uniunea Europeană, de România, de Marea Britanie, de Statele Unite ale Americii, de Japonia, de numeroase alte țări prietene nouă. Și este o dovadă în plus că suntem așteptați într-o comunitate care pune preț pe pace, pe dezvoltare, pe progres și acolo noi trebuie să mergem toți împreună. Evenimentul nemijlocit de astăzi vine să pună accentul pe o problemă de importanță globală și de asemenea o problemă importantă de sănătate publică în Republica Moldova, cancerul de colouterin, care pentru a fi tratat cu succes, chiar dacă sunt implementate tratamente performante, el necesită a fi diagnosticat din timp, fie la stadiile precanceroase, fie la stadiul întâi, pentru a permite o rată maximă de succes în tot demersul de tratament. Deci această rețea a fost constituită în urma unei munci asiduie a colaboratorilor care s-au ocupat nemijlocit de acest proiect cu suportul Ministerului Sănătății, cu suportul partenerilor externi. Însă eu îmi închipui că greul abia începe atunci când, în urma examinării a numeroase femei, se va descoperi la unele din ele o stare patologică. Și acest lucru trebuie privit din punct de vedere pozitiv. Da, este o veste rea pentru ele, dar faptul că s-a identificat la timp și în timp util o stare patologică este o veste bună, deoarece această femeie se va trata și va trăi. Și dacă va trăi, va fi bucuros copilul, familia, societatea, apropiații și asta este un motiv de bucurie și un rezultat palpabil al muncii tuturor. În acest sens, din partea Parlamentului, eu vă sunt recunoscător, vă aduc mulțumiri pentru efortul dumneavoastră depus. Vă urez succes pe viitor și sustenabilitate acestei nobile acțiuni. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Domn deputat, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră.
Permiteți să ofer cuvântul doamnei Nighina Bazada, reprezentantă rezidentă UNFP în Republica Moldova. Doamna doctor. Dear colleagues, dear friends, Your Excellency Minister Dr. Gladun, Dr. Baltaga, also doctor, I think, right? The Mr. Bele as well, right? So and yes. So we're all here, the health community. I'm also belonging to that community. Very proud of being here. So I stand in front of you with the great excitement and launching this network of the colposcopy units. And the main rationale, the main logic is that to bring services closer to women, to bring them, to reach them out so they come and we can save their lives. Stimată doamnă Ala Nemerenko, stimată domnule Gladun, stimată Pipa Brown și dragi prieteni, stimate domnule deputat, mulțumesc pentru prezența prestatorilor de servicii de primă linie, stimată reprezentanță ai mass media. Mă aflu în fața dumneavoastră cu multă emoție și speranță în momentul în care lansăm această rețea. De fapt, aș vrea să fac o mică paranteză. Fac și eu parte din comunitatea de medici. Sunt emoționată în momentul în care lansăm această rețea de unități de colposcopie în Republica Moldova. Nu este doar o altă realizare în cadrul sistemului de sănătate, ci și un colac de salvare pentru femeile din țară. So, Her Excellency Minister said a shocking thing, you know, that women is diagnosed with cervical cancer almost every day. So, meaning that almost every 3 days, someone's mother, someone's sister or wife dies from this preventable disease, because cervical cancer is one of those diseases which can be prevented and which can be treated if diagnosed earlier. Doamna ministru a împărtășit cu noi o statistică șocantă. La fiecare zi sau două, o femeie este diagnosticată cu cancer uterin, iar la fiecare 3 zile, o mamă își părăsește, decedează și își lasă copiii, familia și este un eveniment foarte, foarte tragic, dar trebuie să menționăm că odată depistat la o fază incipientă, această maladie este tratabilă. So upgrading those colposcopy units which have been established in those you know, in those hospitals, ambulatory services, will allow women to come for the early diagnostic and then also be treated and or referred further to the next level. And this is very important because we also talking not only about equipping the centers, but we also talking about creating this community of those specialists who are constantly trained, going through professional development, and who will be also getting advice through the ministry from the Mother and Child Institute as a central unit. Modernizarea acestor centre reprezintă o schimbare în modul în care abordăm acest gen de maladie. Ține nu doar de depistare, de diagnosticare timpurie, este un efort de comunitate în care sunt implicați mai mulți actori, inclusiv profesioniștii din domeniul sănătății. So I will not take you too long because many things have been already said, and I just want to indicate that, to highlight that we will continue supporting the hospitals, the Ministry of Health, and to also assisting in decentralizing the service or bringing them closer to the to women and girls on the rural or community level. Nu o să vă fur prea mult din timp, o să spun doar că vom continua să oferim asistență acestor centre pentru a ne asigura că suportul, asistența medicală necesară este de în apropiere, este aproape de acele femei, acei copii care au, au necesită acest gen de sprijin și asistență medicală.
And final thanks to the representative of United Kingdom, because this is indeed joint efforts where we teamed up, both with our financial support but also with our commitment. And thank you very much for your dedication, for your commitment in terms of upholding women's rights and health. Thank you. Pe final, aș vrea încă o dată să mulțumesc Regatului Unit, ambasada Regatului Unit la Chișinău, pentru că a oferit asistență acestui gen de formare a rețelei, pentru că acest lucru este foarte necesar pentru profesioniștii din domeniul sănătății, instituțiilor, partenerilor și, nu în ultimul rând, Institutului Mamei și Copilului. Thank you. Vă mulțumesc! Doamna Nighina Bazăda, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult echipei dumneavoastră pentru abordare complexă și o viziune strategică, și rezultatele acestei munci vor servi multor generații înainte. Permiteți să ofer cuvântul doamnei Pippa Bowne, ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, consilier internațional Foreign Commonwealth and Development Office. Thank you and good morning everybody. Your Excellency Minister. Bună dimineața, mulțumesc tuturor. Good morning, colleagues and friends. I'm happy here to be here today with the directors, with Minister Neborenko, the two directors. It's really an honor, as well as Nagina and all the team from UNFPA. And most importantly, all of the doctors, nurses, bioengineers and support staff who are really making this work happen. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența doamnei ministru, mulțumesc pentru prezența directorului Institutului Mamei și Copilului, pentru reprezentantul din partea Parlamentului. Mulțumesc dumneavoastră, domnilor doctor, prezența aici, din partea comunității profesioniștilor, dar și mulțumesc asistenților care contribuie și ei la această inițiativă. As my colleagues and friends have said already, cervical cancer is a huge problem in Moldova. It's a concern, it's a massive concern that women are dying from this disease when we know that it's preventable and that it's treatable and that we can do something about it. Este foarte trist, cum au spus și prietenii mei, colegii mei din tribună, că într-adevăr este o problemă enormă faptul că în Moldova avem cifre atât de tragice când este vorba de cifre îngrijorătoare când este vorba de diagnosticare cu cancer uterin, care în fapt poate fi tratabil. Because we can do this at the British Embassy and on behalf of the FCDO of the UK, we're really happy to support this initiative and the efforts of all of the community here to accelerate the elimination of cervical cancer in Moldova by 2030. Vreau să vă spun că din partea ambasadei Britaniei la noi, echipa noastră sprijină și într-adevăr susține că putem face lucrul acesta, putem să depășim această criză, această tragedie lucrând împreună. Trebuie să depunem cu toții de a accelera disponibilitatea și existența acestui serviciu împreună. As such, I'm really happy to be here today to celebrate the provision of the medical and the IT equipment that's necessary to endow these 10 colposcopy units across Moldova through the excellent work of UNFPA, of the Ministry of Health, and of course the Institute of Mother and Child Health and all of the health units benefiting from this support. Sunt foarte bucuroasă să constat că în sfârșit s-au fondat aceste, s-au creat aceste centre de colposcopie în efortul comun din partea Ministerului Sănătății, din partea efortului excelent al UNFPA, dar și nemijlocit cu prezența și participarea Institutului Mamei și Copilului, rezultat care a dus la această rețea extraordinară. The advanced technology that's going to be utilized through this network really will ensure that Moldova's healthcare professionals are capacitated by a digital network of provider-to-provider connections to ensure women can access high-quality screening, preventative care and of course the life-saving treatment if they do need that. Odată cu dotarea acestor centre cu echipamente moderne de telemedicină, dotări fizice cu colposcopie, suntem bucuroși ca femeile din Moldova să beneficieze de servicii
de înaltă calitate, ambulatorii, servicii de diagnosticare și eventual de un tratament de ultima oră. These centers located across Moldova mean that women won't have to travel to Chișinău to access the prevention and the treatment that they need. And this accessibility is really important to women and it really will make a tangible difference to their lives and to their health. Faptul că femeile nu vor trebui să călătorească până la Chișinău sau distanțe mari pentru a beneficia de astfel de centre este un lucru extraordinar. Faptul că, iar simplu fapt că aceste servicii vor fi accesibile deja este un fapt în sine extraordinar. This work is also especially important for our friends from Ukraine. Our friends who've come to Moldova in this time of real tragedy in Ukraine. We know that many of the refugees who have come to Moldova are women. They've come with their children, and these women too deserve the access to the right treatment and preventative support for cervical cancer. And we're really happy that with the temporary protection legislation, refugee women are also able to access this support. So that's a real achievement. Vreau să spun că este și un lucru extraordinar faptul că s-a lucrat asupra accesibilității acestui gen de serviciu pentru femeile refugiate împreună cu copii, astfel încât cadrul normativ permite accesul la acest gen de diagnostic, tratament pentru femeile din Ucraina. So the UK is really proud and really delighted to have provided the funding to support this work. Supporting women and girls is really important for us, and we know that this work will change the lives of women. And it really will make a big difference. So let me end by saying thank you to all of those staff, those colleagues working day in and day out to provide healthcare services for women. You're really making a huge difference to their lives, and we wish you all the best with this work with the new colposcopy units and the digital network. Dați-mi voie să spun că Marea Britanie, prin ambasada de la Chișinău, susține enorm efortul care a fost depus pentru a susține această formă de servicii la nivel zi de zi, oferite inclusiv beneficiarilor din Ucraina și vreau să închei prin a spune că efortul dumneavoastră este foarte bine apreciat, foarte bine cotat și vă doresc succes tuturor care fac parte din acest cerc al profesioniștilor din domeniul sistemului medical, pentru că dumneavoastră veți fi pilonul de susținere și de oferire a acestor gen de servicii medicale. Thank you. Doamna Pipăbum, thank you very much, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul și suportul dumneavoastră și ambasadei Marii Britanii în Republica Moldova. Oferim cuvântul doamnei Diana Văluță, șeful unității de coordonare a screening-ului de col uterin din cadrul Institutul Mamei și Copilului. Se propune de a prezentare conceptului rețelei naționale de colposcopie. Diana, poftim. Mulțumim frumos, domnul director, mult stimată doamnă ministru, stimat domn deputat, stimată asistență, onorată asistență, dragi colegi. Astăzi avem o zi deosebită. Îmi face mare onoare să prezint astăzi foarte succint, în 4 minute, conceptul proiectului creierii rețelii naționale de colposcopie în Republica Moldova. Ultimii 3 luni s-au muncit foarte mult. Toți oamenii aceștia sunt oameni care deja, cred, fac parte unei echipe foarte constrânse, pentru ce vreau să îi mulțumesc foarte și foarte mult. Și să zic că scopul proiectului, fiind ameliorarea și creșterea calității serviciului de prevenire cancerului de col uterin, își propune două scopuri foarte importante. Primul fiind ameliorarea accesului a femeilor, beneficiarilor noastre la servicii de screening, la cabinete de colposcopie, întrucât cabinetele date să devină cât mai aproape de fiecare femeie din țară. Pe de altă parte, ne propunem să creștem calitatea acestor servicii, utilizând tehnologiile informaționale, tehnologiile moderne, care permit să asigurăm un suport videoghidat, didactic, metodologic, specialiștilor noștri aflați la distanță.
Mulți ani buni, screeningul de co-uterin se focusa doar la un test citologic, testul primar de screening, care se efectuează la nivel de medicină de familie și tuturor femeilor de la 25 până la 61 ani, gratuit, odată la 3 ani. Laboratoarele citologice procesează mii de citologii anual. Totodată, indicatorii de îmbolnăvire, mortalitate și morbiditate prin cancer de co-uterin nu se schimbă. Și asta se întâmpla inclusiv din cauza că accesul la următoarea etapă de screening foarte importantă, cum este colposcopia, care propune să definitivizeze acest diagnostic, să identifice leziunea precanceroasă și să trateze această leziune cu succes, întrucât să nu ajungem la o formă invazivă de cancer, era neorganizată infrastructura acestui serviciu, practic lipsea în teritoriu. Toate serviciile erau concentrate aici, la Chișinău, în două instituții mari republicane. Și accesul beneficiarilor la acest serviciu, evident că era redus. Împreună cu partenerii de dezvoltare și expertiza internațională, am realizat mai multe evaluări a serviciilor de screening de colouterin. Și am identificat că doar 30% femei ajung la serviciul de colposcopie centralizat în Chișinău. Celelalte, din cauza distanței, din cauza cheltuielilor care nu în fiecare dată pot să-și permite, nu ajung la Chișinău și beneficiau de niște servicii nestandardizate, cu acces redus, ceea ce aducea la dezvoltarea treptată a formei invazive de cancer, deoarece cancer în stadii incipiente nu doare și multe femei refuzau să meargă la tratament sau la diagnostic. Un screening de colouterin care nu oferă acces femeilor cu atipii citologice la servicii de diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase se consideră inutil și lipsit de etică și sens. Anume din acest motiv, ne-am propus să creăm această rețea de colposcopie, să aducem serviciile importante mai aproape de fiecare femeie din țară și întrucât, pe principiu regional, să creăm cabinete la nivel de nord, la nivel de regiunii de nord, regiunii centru și regiunii sud. Sunt create 12 birouri de colposcopie și cel mai important, că astăzi am emoții să prezint echipa națională de medici colposcopiști, deoarece cel mai important în acest proiect, cred că sunt oamenii. Oamenii este valoarea națională și acest proiect își propune să susține specialiști, să-i susțină, să-i ghideze, să-i dezvolte, întrucât să-i încurajeze, să presteze servicii acolo, acasă, unde este nevoie cel mai mult de aceste servicii. Deci, îi permiteți-mi să prezint această echipă din 12 persoane. Regiunea Nord este doamna Svetlana Nicov, cu experiență în domeniul de 38 de ani, certificate internațional în 2016 și certificată prin cursul avansat în 2022. Doamna Tatiana Muraru, Soroca, experiența în activitate 28 ani, certificată la fel internațional cu suportul British Society for Colposcopy, International Federation for Colposcopy, UNFPA în IARC, cu curs avansat în colposcopie din anul 2016. Aici avem și specialiști tineri. Este o pereche constituită din un specialist tânăr cu 9 ani activitate, doamna Svetlana Dăbija, care acum abia recent a finisat cursul avansat de colposcopie. Belț, doamna Polina Brânză, experiență în activitatea profesională 11 ani, curs primar de colposcopie din 2021, certificată internațional în 2016. Alina Turuta, un specialist nou, experiență de activitate 7 ani, curs avansat de colposcopie în anul 2023, acum recent finisat. Un geni,
Trecem la regiunea centru, Ungheni, George Caliga. Abia a finisat rezidențiatul în anul 2022. Este doctorant la Catedra Obstetrică și Ginecologie. Are experiență de muncă de 2 ani de zile. A trecut abia cursul primar de colposcopie, dar urmează în continuare dezvoltare. Doamna Ecaterina Stepan, Spitalul Raional Orhei, experiență de muncă 23 de ani, instruită și certificată prin cursul internațional în 2016. Caușeni, Valentina Burciu, experiență de 33 de ani, curs primar de colposcopie. Sudu, Comrat, Svetlana Mavrodi, experiență 37 de ani, curs avansat în colposcopie în anul 2020 și certificate la fel internațional în 2016. Maxim Popovski, experiență 7 ani, tânăr specialist, curs primar de colposcopie în 2023. Cahul, Nadejda Mudrenko, experiență 28 de ani, curs avansat în colposcopie 2021 și certificată internațional. Laurenția Loi Rotaro, tânăr specialist, experiență 7 ani, curs primar de colposcopie, anul 2023. Cedrlunga, Valentina Pilipenko, experiență 23 de ani, curs primar de colposcopie în anul 2023. Și un tânăr specialist, Nadejda Coleva, experiență de un an de zile, după rezidențiat, curs primar de colposcopie în anul 2023. Toată această echipă mare în municipiu este suplinită de către doamna Cristina Ipatiei, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladie, experiență în domeniu 13 ani, certificată cursul primar în colposcopie. Toate femeile diagnosticate cu cancer de colouterin, suspectate cu cancer de colouterin, au nevoie de un serviciu complex specializat. Și aici ne bucurăm de partea echipei doamna Tatiana Edu Pelivan, experiență de 9 ani, specialist, oncolog, ginecolog de la Institutul Oncologic. Și nu în ultimul rând, cu mândrie vă prezint Centrul de Referință în Colposcopie de la Institutul Mamei și a Copilului, care o să constituie bordul de suport a acestei echipe naționale prin intermediul tehnologiilor informaționale conduse de doamna Uliana Tobuica, coordonator a Centrului de Colposcopie, conferențiar universitar, certificate în Marea Britanie în calitate de trainer internațional în colposcopie, medic colposcopist cu experiență de 28 ani de lucru. Ce să ajungem? O să oferim servicii accesibile, o să creștem capacitatea prestatorilor de servicii la nivel raional, o să sporim calitatea și foarte și foarte important, o să standardizăm aceste procese pe toată țara, întrucât în orice colț a Moldovei, orice femeie, nu contează în ce instituții medicale s-ar adresa, o să primească același serviciu la nivel și calitativ. Asta o să ne permite să ajungem aceste obiective propuse de OMS, când toate femeile, 70% cel puțin, să ajungă la serviciu de citologie, să primească testul citologic și totodată 90% din ele să fie identificate cu patologii cervicale, să fie tratate cu succes. Visul nostru este să ajungem ca în Marea Britanie. Acolo, lângă screeningul de colouterin, este implementat din 1968 și se desfășoară cu mare și mare succes. Avem un exemplu mare în fața noastră și tare ne propunem, suntem foarte ambițioși să facem față, să ajungem aceste succese și noi în Republica Moldova. Proiectul de telemedicină, suportul videoghidat, este oferit de către platforma selectată pentru realizarea conferințelor video în regim live, este utilizată la moment de către mai multe instituții publice din țară, inclusiv Academia de Științe și instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Este o platformă care oferă posibilitatea de conectare și proiectare a mai multor imagini din aceeași locație în regim live,
ceea ce permite realizarea comunicării și a videoghiderii procesului în vivo în timpul realizării examinării de colposcopie. Această platformă asigură criptarea și securitatea datelor pe două nivele, nivelul video și nivelul audio, astfel asigurând securitatea datelor transmise în regim live. Sunt încrezută că împreună o să învingem și cabinetele de colposcopie, devenind mai aproape de fiecare femeie din țară, o să ne ajute să eliminăm cancerul de col uterin ca problema secolului 21. Vă mulțumim foarte mult! Doamna Văluț, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea conceptului de activitate a rețelei de colposcopie din Republica Moldova. Vă dorim multe succese și rețelei de colposcopie și centrului de referință de colposcopie în cadrul Institutului Mamei și Copilului, centrului de coordonare a screeningului cancerului colului uterin și sper că succesele o să apar în timp apropiat. Morbiditatea și mortalitatea din cauza acestui boli o să fie micșurată în țara noastră. Mulți stimați colegi, partea oficială acestui eveniment noi putem să închidem, oaspeții și reprezentanții mass-mediei noi invităm pentru a vizita în centru de referință de colposcopie. Mulțumesc!